La fostul sediu al jandarmeriei Câmpina au fost comemorați astăzi soldații căzuți la datorie la aeroportul din Otopeni în timpul Revoluției din decembrie 1989. Acum colonel în rezervă Aron Bugoiu își amintește de parcă ar fi ieri ce s-a întâmplat pe aeroportul Otopeni. Practic în dimineața aceea, pe 23 decembrie la ora 6:30, această subunitate de la Câmpina, o companie chemată în ajutor de către forțele de acolo, a fost întâmpinată și recunoscută la DN1, la șosea. Am primit un îndrumător, un însoțitor, care s-a urcat în prima mașină a coloanei și am intrat în dispozitiv așa cum ni s-a ordonat și cum am fost însoțiți de cel care ne-a preluat. În momentul când ne-am apropiat de aeroport, s-a deschis focul. Soldații veniți din Câmpina nu au avut cum să riposteze. Militarii erau în camioane cu prelată acoperite, nu se știa, practic nu știam cine trage și de ce tragem noi. Acest calvar a durat aproximativ o jumătate de oră. Ceremonia de comemorare s-a încheiat cu o depunere de coroane.